Bine ai venit, Livia Dorea, la aprofundarea cursului de reprogramare mentală, seria 12, din cadrul Academiei de Coaching Loredana Latiș. Încă din... Tu știi lucrurile astea, am vorbit cu tine în spatele camerelor, dar eu realmente plăcere să te cunosc, să te regăsesc din nou la aceste cursuri și, nu știu, îți iubesc foarte mult pozitivitatea ta și energia ta. Acum, pentru necunoscători, să spun așa, pentru oamenii care ne urmăresc, poți să spui niște cuvinte de început, nume, prenume, unde locuiești, câți ani ai și așa mai departe. Da, cu drag. Voi împlini 45 de ani. Numele meu este Livia Dora și locuiesc acum în Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Muy tal? bien. ¿Qué cuántos años? ¿Has dicho bien? ¿Qué Foarte cuántos bine, años? 45. Voi împlini în curând. Trebuia să spun înainte. În fine. Da, Sper că... sunt de 20 de ani aici în Madrid, a trecut Fu. deja 20 de ani. Parcă Wow. a fost un Așa, nu? suspiro, o respirație. Ah. Super, super tare. Felicitări pentru schimbare și pentru curaj, pentru că a fost un curaj bănuiesc la început, nu? Da, viața ne duce ca pe un râu, pe aici, Super pe tare. acolo. Super tare. Când tot veni vorba de schimbare și de motivație, ce te-a făcut să alegi aprofundarea cursului, pentru că tu l-ai mai făcut Da. de analiză tranzacțională din DNLP? Îmi place să mă evaluez de la an la an. E un curs pe care îl înțeleg tot mai mult, cu cât trec anii. Și privilegiul de a fi în compania Loredanei și a colegilor. Îmi propusesem să stau doar anumite momente la curs, când puteam, în armonie cu orarul meu, însă toate le-am lăsat pentru a fi, după primele 2 zile, am zis să fiu la cursul ăsta, 100% cu primele armonie. Și grupa care s-a format anul acesta și întrebările și modul în care s-au deschis fiecare m-au făcut să aleg să pun pe primul loc acest curs în acest moment în viața mea și mă bucur să fac și acest interviu cu tine. Vai, apreciez foarte mult. Măi, vorbea și Cătălina, da, despre motivația ei de ce a venit din nou la aprofundare. Vorbindu-mi așa, vă zic sincer, sincer vă spun, mă faceți să vin și eu la aprofundare de acum tot timpul, știi, la anul și la cursul de practitioner coach pe care l-am făcut și mai departe. Atât de frumos vorbiți și abia aștept să văd și eu cum se simte aprofundarea, știi, că momentan l-am făcut. Na. Ce ai obținut de la acest curs din astea 5 zile? Pentru că tu ți-ai spus inițial că, băi, nu voi participa tot timpul, dar uite că ai participat și înseamnă că beneficiile și lucrurile obținute sunt mult, mari, mă rog. Ce poți spune despre beneficiile obținute? Păi, e ca și când cunoști un loc, îți place și știi că în el oricum te vei simți bine. Dar dintr-o dată când ajungi acolo, găsești ceva ce n-ai mai găsit și ales să stai mai mult. Așa ceva am simțit la acest curs. Eu am intrat în acest curs cu un obiectiv clar. Lucrez la relații, ori de câte ori exersez aceste tehnici, lucrez pe relații în familia extinsă și nu numai. Sunt tehnici care mă susțin în acest proces de transformare, de înnoire, de maturizare și mi-am propus ca să mă observ în reacția mea la stimuli externi. Și am avut ocazia chiar în grup, chiar în curs, să observ starea mea internă și să mă bucur că la diferit stimul, când erau atinse anumite valori ale mele, să mă observ că nu mai acționez sau nu mă mai stârnesc sau nu mă mai aprind, să zic așa, atât de ușor ca înainte. Și asta e un mare privilegiu că e ca și atunci când cineva când stă cu un copilaș în casă, parcă nu-i observă creșterea, dar vine cineva din exterior după un an și zice: Mama mia, cât ai crescut într-un an, nu?
Așa a fost și pentru mine, parcă zi de zi când lucrăm personal, dar și cu colegii și în teritoriul personal care îl avem cu clienții, cu cursurile noastre, în relația noastră, parcă nu observ așa o creștere. Dar când susim aici, atunci apare o mândrie sănătoasă în propria ființă și zice, wow, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat un an de viață și încă o dată capacitatea și posibilitatea să fiu aici ca să mă observ și să zic că, wow, am colaborat cu iubirea, cu puterea, cu dreptatea, cu înțelepciunea, cu curajul, perseverența, cu toate celelalte calități, ca să fiu cine sunt și Doamne ajută mai mult. O, Doamne, mă vedeai în timp ce vorbeai, pentru că rezonam fix la fiecare cuvânt, știi? Îmi spuneam că, bă, da, și eu am făcut chestia asta, la fel și tu și noi. Nu știu, se leagă atât de mult pentru noi, știi? Suntem fix persoanele potrivite care vin la curs. Da. Altfel nu, na, mă rog, nu era fel cum. Ai foarte mare dreptate. Spuneai de beneficiile obținute, da? Când ai început? Când ai simțit că ai făcut primul pas spre schimbare sau ai implementat ceea ce ți-a predat Loredana în curs? Mă rog, despre ce a fost vorba cursul în viața ta de zi cu zi. Când? Nu știu cum? Unde? Mă întrebi acum la cursul ăsta sau mă întrebi la început? Ce mă întrebi acum? Uite, hai să vorbim despre cursul ăsta. Că până la început la ea, trecutul a fost, l-a implementat după curs, în curs, da. Dar acum, cum ai simțit vibe-ul ăsta de implementare? Da, zilnic. Deci din primul moment când am intrat și intenția asta care mi-o pune din start și zice, hai, stabiliți-vă un obiectiv pentru acest curs. Și după aceea zi de zi când îl poți observa cum se aliniază la evenimente simple de care dau imediat ce ies într-o pauză sau am nevoie să-mi rezolv o treabă la sfârșitul zilei de curs și observ anumite lucruri în direct. La cursul acesta a fost interesant că am intrat în papucii de acum 10 ani cumpărat. Mi-am aruncat. Erau din puținii care mi-am aruncat și a fost interesant să observ că dacă stau cu ei așa în casă, la curs, că mi-era rece la picioare și nu mi-erau suficient papucii de casă. Și la curs trece prin tot felul de emoții și dacă stau cu ei așa, este perfect. Dar ieșind repede să rezolvă treaba afară cu cursul în ureche în căști, imediat am simțit, opa, stai așa, mă privi papucii, nu erau cei cu care de obicei umblam. Și atunci am făcut o corelație fantastică că chiar dacă ne dezvoltăm personal și chiar dacă acumulăm cunoștințe exacte și chiar dacă avem competențe în relații vechi, se vor activa bube vechi. Și e necesar să luăm măsuri. În cazul meu, în acea zi, concret, am ales să-mi schimb mentalul, adică să vorbesc cu corpul meu, să spun ok, uitați situația. În acest moment nu ne schimbăm papucii, continuăm să coborăm dealul ăsta cu acești papuci. Și în timp ce coborâm, tu vei face acolo circulația în așa fel la degete, încât să nu apară bube. Și mai vedem ce facem după aceea, dar e important să trăim experiența asta împreună, cunoaștem acești contori, știm de ce noi am folosit până acum, știm de ce am folosit. Știm de ce am și cu ei din casă și nu trebuia să ieșim, aveam alții. Deci, efectiv, nu mai era atitudinea nu știu unde eu și unde e corpul meu, eram o echipă. Și asta face diferența. Nu e mai eu, la putere, suntem noi. Și facem o echipă și n-am avut nimic. M-am întors acasă și nu a fost nici bubă pe degete, a fost chisor înmuiat și am avut și o anecdotă de povestit la curs și am o amintire care s-a gravat în acest al treilea an la care vin.
cursul de reprogramare. Fantastic. Așa că, în timpul zilei, când mă întreb când, efectiv, la sfârșitul fiecare zile, sau în pauză, se întâmplă ceva fain. Wow, superb, sincer. Uite, de asta am preferat, pentru că ai și tu un mesaj de spus, știi? Eu când privesc Livia Dora, văd relații, știi? Nu știu, de acum așa o imaginez, știi? Când privesc Livia Dora, văd schimbarea relațiilor, știi? Și îmbunătățirea relațiilor. Și fix de asta am simțit eu ceva că vreau să fac, știi? Interviul ăsta cu tine și mi-am dorit foarte mult. Vezi? Că ai un mesaj de spus oamenilor, știi, și foarte, foarte multă lume se poate conecta aici cu mesajul tău despre relații, știi? Că avem relații disfuncționale, normal. Dar ești omul care încearcă să demonstreze că, bă, se poate schimbarea relațiilor, știi? Nu schimbarea, cât înlocuirea. Știi? În anumite situații și șlefuirea în alte situații. Livia Dora, spune-mi, te rog, ce te-a determinat să intri în Academia de Coaching prima și prima dată, înainte să iei primul curs, aș putea spune? Participam într-o activitate de voluntariat, instruind oamenii deja și primeam tot felul de informații de la acei oameni, întotdeauna când dăruim ceva, și alții ne dăruiesc. Și ce m-a determinat a fost un videoclip al Loredanei pe YouTube, care a apărut în viața mea. Bine, persoana respectivă mi-a recomandat pe altcineva, dar știi cum apar în YouTube tot felul de evenimente, mi-a venit legat. Și apărea Loredana cu un titlu, dacă ceva nu-ți place, schimbă-te, ceva de genul ăsta. Acel videoclip am ales să-l văd, să-l aud. Și ce mesaj am simțit în el a fost declanșator. Adică în sfârșit am înțeles că am responsabilitatea, onoarea și minunatul privilegiu să fiu actor principal în propria mea viață. Și să-mi creez viitor și speranță cu resursele care le am în acest moment și era nevoie să-mi însușesc o nouă personalitate. Vechea personalitate era ca și niște papuci în care deținutele supăreau. Și puneam tot felul de măști ca să nu mă arăt durerea respectivă, alegeam calea suferinței în relații, îndurării, milei, compasiunii, dar față de alții. Secretul în momentul în care ajung în Academie a fost că toate aceste competențe care le-am antrenat pentru alții, le puteam întoarce în sfârșit pentru propria ființă. Aceasta a fost marea schimbare care schimbă tot sistemul. Apoi am înțeles că acesta este un principiu divin, că numele divin, în realitate, în Biblie înseamnă eu sunt cel ce sunt, în cazul meu că sunt femeie, eu sunt cea ce sunt. Cine sunt? Sunt o persoană tristă, sunt o persoană mohorâtă, supărată, plină de dezgust. Cine sunt? Și Dumnezeul meu este un Dumnezeu fericit, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu înțelept, cum de eu nu reflect aceste calități în aceste relații. Era foarte comun în viața mea ca cineva să-mi spunește persoană înțelegătoare, iubitoare, amabilă, tu poți, tu faci, tu dregi. Și totuși, față de propria persoană, aveam comportamente pe care unii le descriau ca fiind pline de cruzime. Eu nu le vedeam așa. Deci am făcut sacrificii. Merită. Atunci, în Academie am înțeles triunghiul drame și am înțeles un pic mai bine principiile divine, în sensul că deja există un salvator, nu trebuie să-i ocupi o locul. Deja există un persecutor, un vrăjmaș,
mincinos, nu trebuie să ocupi locul. Și deja există o victimă și se ocupă locul. Bine, atunci care e locul meu? Locul meu este de adult emoțional. Și am nevoie să cresc pe acel loc. Și ca un copilaș aveam nevoie de modele. Și mi-am ales ca model, este scris proverbul ăla, când elevul e preparat sau pregătit, maestrul apare. Și am văzut în ea o persoană care poate să-mi arate o cale simplă și ușoară pe măsura mea și am acceptat-o. N-am regretat în acești ani. Căci și ea progresează continuu. Și chiar dacă la un moment dat ea poate să afirme ceva și face ceva, ani mai târziu se updatează și progresează în continuu. Și asta mă încurajează foarte mult. Aveam nevoie de asemenea persoană în viața mea și plus de asta, de când există comunitatea, când eu apar în Academie, deci a fost anul 2016, nu exista ca comunitatea, dar un an mai târziu deja era creată și a început ceva din colaborarea cu colegii, construirea unor noi relații de valori, exerciții în compania lor și mai ales faptul că pot să relatez experiențe din propria perspectivă, că s-ar putea că perspectiva să fie diferită la alții, dacă lucrează mai, că mi-a dat că mi-o altcineva din exteriorul meu, să fie perspectiva diferită de cum eu am simțit-o. Dar faptul că există deja o structură în care poți să-ți relatezi propria percepție și să te poți analiza într-un cadru de siguranță, era ceva minunat. Și așa fac toți colegii și ne inspirăm unii pe alții și apar conștientizări, comportamente și fiecare în măsură cum progresează și ia zborul și își lansează propria afacere și propria personalitate în sistem pentru a servi. Nu mai ia slujești și a face sacrificii pentru a servi și a fi un ajutor, a fi complet pregătit pentru orice lucrare de folos și de susținere. Of, Doamne, cât de frumos ai spus și mi-a rămas întâmplat în minte chestia aia cu, ți-ai dat seama că există roluri de, adică stă pe scaun un persecutor, un salvator, știi, și foarte fain că ai auzit vocea persecutorului care zice, dă-te de pe locul meu. Vocea victimei care zice, știi, dă-te de pe locul meu. E o chestie, uite, că tot vorbim de ancore, putem și noi să ne ancorăm într-o chestie de genul ăsta, în momentul în care simțim că suntem, da, suntem presați de o anumită, cum să-i spunem, rol, da, într-o discuție, dacă simțim că suntem rol persecutor, victimă, te gândești la chestia asta, bă, dă-te de pe scaunul meu, știi? Nu-mi lua locul, lasă-mă pe mine. Și foarte, foarte fain și te felicit pentru faptul că ți-ai dat seama despre acest lucru. Și poate oamenii care ne vor vedea prin această ancoră, da? își va schimba o, iremediabil o discuție cu cineva. Livia, hai să jucăm un rol. Dacă tot e de roluri, hai. Fii atent. Eu o să fiu negativist, da? Omul care îs negativist și o să fiu în felul următor și o să zic, mă, oare se merită investiția asta de 1200 de euro? Oare se merită tot timpul ăsta petrecut? Oare se merită toată energia asta pe care o dau? Să-mi iau eu concediu pentru 5 zile, știi? Și aici intru într-un rol în care probabil se regăsesc unii oameni. Da? Deci nu degeaba am intrat în rolul ăsta cu multă stimă și respect față de acele persoane. Doamne ferește, nu vreau să intru în polemie sau ceva de genul ăsta. Dar să zicem că suntem într-un rol de ăsta negativist. Tu ce le răspunde? Ce mi-e spune mie? Nu, mie. Spune mie negativist. Nu spune altă persoană. Spune mie. Mie mi se merită. Mie mi se merită. Trăiesc viața dintr-o stare de bucurie. Mie mi se merită când vin la cursuri, când întrebări, că am plătit.
mie mi se merită. Pot să revin iar și iar. Mie mi se merită, că nu sunt de folos. Mă pot evalua cum cred, mă simt în siguranță. Cunosc persoane deosebite cum ești și tu. Și cresc. Mă văd după aceea în ani, crescând. Mie mi se împlinește, plătind, făcând investiția asta, mie mi se împlinește un vis din copilărie, când eram în adolescență și mersesem la Cluj deja, erau niște reviste în care erau puse persoane la care le puteai scrie scrisori. Eu scriam scrisori. Eu căutam un prieten. Nu mi-a răspuns nimeni la acele scrisori. Dar astăzi, pe toate continentele, înscriindu-mă în această academie, cunosc persoane minunate și am prieteni. Real. Remarc sufletul tău curat, știi? Și remarc bunătatea. Din nou, chestia asta, na, rezonez și eu cu lucrul ăsta, știi? Și eu aveam perioade în care îmi căutam prieteni, știi? Și tot așa scriam. Eu nu scriam scrisori, dar căutam pe Facebook în realitate și eram disperat, știi? Într-un fel, știi? Na, de asta oarecum e ca un cricket de la un trigger de la emoțional. Remarc bunătatea, știi? Bunătatea ta și te felicit pentru lucrul ăsta. Ești un om extraordinar, crede-mă. Poate lumea crede aici că ne măgulim să toate astea, Doamne, dar sunt atât de adânc spuse din suflet, știi? Și dacă ne lăsăm să vedem partea asta lucrurilor, frumusețea, știi? Pentru că cum ne-am lăsat, sau nu ne-am lăsat, cum ne-am lăsat să vedem tot negativismul, cum ar fi să vedem și toată bunătatea, știi? În echilibru, ca și ziua, are și o parte de lumină, are și o parte de întuneric, fiecare are scopul lor. Nu mi-aș dori o lume în care numai lumină să fie, nici o lume în care să fie numai noapte. Îmi plac ambele și ambele în ciclu luminat. Uite și acum observ, fiind așa ora asta la care luăm, dăm interviul, nu? Pentru prima dată, cred că observându-mă aici în calculator, că apare și lumină și apare și umbră. Și fain. E ceva complet. Îmi place. Așa e și cu negativul și pozitivul în viață. Îți bune amândouă. Avem nevoie de energie și de electricitate și universul de lângă amândouă. Diferența e să știm cum le aplicăm, astfel încât să fim de folos. În primul rând pentru noi înșine și apoi pentru sistemul în care muncim și alegem să trăim. Observ acum că am rămas puțin fixat pe chestia aia. Observ că e mai multă lumină decât întuneric la tine, vezi? Făcând și o analogie, vezi? E o parte așa întuneric acolo, restul e lumină. Fața ta e lumină, bulele alea din spate sunt lumină și așa mai departe. Asta făcând o mică... Da. Da. Deci, ai spus totul despre Rodana Latiș, ai spus și despre colegii din Academie, la întrebări pe care urma să ți le spun, le-ai înglobat frumos într-o singură întrebare. Aș vrea să, cu toate că, da, urmăritorii în momentul de față pot strânge, da, informații din toată prelegerea pe care ai purtat-o tu, o adevărată prelegere, de ce cu ghilimele, ce informații ai putea să le dai? Ce sfaturi, ce, nu știu, sfaturi sunt cam în cutii, sfat. Ce le-ai spune? Ce le-aș spune? Având în vedere că deja văd acest videoclip, sunt la locul și la momentul potrivit să investigheze mai mult, să se cunoască mai mult, să se iubească mai mult și să fie un exemplu pentru cei din jur. Cine nu vede acest videoclip, e că nu e la momentul potrivit. Cine-l vede, e că deja a gustat, a provat și s-a confirmat că la locul și momentul potrivit și cu resursele necesare va putea accesa informațiile pe care le-ai deja astăzi
le avem și le-am aprofundat și le vom folosi. Mult succes la cei care văd acest videoclip și următorul pas e esențial să se înscrie la curs sau să facă fiecare ce își dorește. Genial. Genial spus. Na, știi cum e, pentru cine are ochi și urechi să asculte, vor va lua fiecare lucru pe care l-ai spus și îl găsește foarte fain la Loredana Lateș. Liviadora, îți mulțumesc frumos pentru interviul de astăzi. A fost ca o... Ce ziceam eu, că, virgulă, de fapt, nu știu, sunt atât de descărcat de energii negative și atât de încărcat cu energii pozitive, știi, și când te-am ascultat, a fost, fiind ultimul interviu, ești cel mai domol, așa mai e, și unul dimineața aproximativ la noi în România, la tine 12 aproximativ, și nu mai sunt stările aia de, hey, bine, bună, dar a fost așa o poveste de seară, știi? A fost așa o discuțiile aia de, sau povești pe care trebuie să ne le citească părinții când eram mici, pe care ar fi trebuit să ne citească, știi, cursulescu, de așa, gen, să-ți lase o stare pozitivă înainte să te culci. Asta am simțit eu. E o minune ce trăim. Trăim și niște timpuri glorioase în care putem să dăm și să luăm asemenea interviu. Și e o lume minunată în care trăim și Dumnezeu să fie cu noi, să putem să ne facem fiecare muncă și să auzim lucruri faine în viață. Așa este. Nu știu, e genial tot ce am auzit. Liviadora, îți mulțumesc foarte mult încă o dată, te iubesc foarte mult pentru ceea ce ești, pentru ceea ce, pentru faptul că schimbi în continuare la tine lucruri în sens pozitiv, da? Și faptul că vrei să impactezi lumea într-o manieră bună, începând de la tine. N-am cuvinte. Mulțumesc cu inima. Mult succes și ție, felicitări că ai ales să faci acest curs. Felicitări pentru sarcina care ți-ai ales-o astăzi de ani, reporter, pentru colegi. Pe vremuri, această sarcină făcea cineva din afara Academiei. Dar acum e un privilegiu, că tu știi ce simțim și tu știi prin ce emoții am trăit. Altfel și sunt interviurile. Interviurile sunt atât de naturale, că parcă ne cunoaștem de viață. Și ceva splendid ce s-a creat, așa că e un privilegiu. Mulțumesc, Lini. Mult succes! La fel, Liviadora. Ne auzim cât de curând în Academie. Seară frumoasă, sunt frumoasă!